Moartea nu ne vrea. Și nici noi pe ea. Da, da, da. Ziceai de 2 ani de colectiv. Cum? Gândește-te, iar eu spuneam că nu mai trăim moartea ca pe vremuri, o trăim pe net, ceea ce pare că nu ne atinge foarte tare, că nu ne mai omoară, nu mai avem, o alungăm. Ceea ce nu se întâmpla înainte, comunitatea păstra un fel de memorie foarte aproape a morții. Memoria se păstrează și astăzi. Chiar antropologii și sociologii anglosaxoni vorbesc despre faptul că astăzi, mai degrabă, în societățile occidentale, încercăm să construim un fel de biografie durabilă a defunctului. Ne străduim să-l păstrăm alături de noi prin toate poveștile, imaginile, întâmplările, obiectele pe care le păstrăm de la el și pe care în interiorul familiei, sigur, într-un grup mai restrâns decât odinioară în comunitate, în interiorul familiei încercăm să le transmitem mai departe, în așa fel încât memoria se păstreze. Omul rămâne totuși o ființă păstrătoare de morți. Are nevoie să-și amintească de cei care nu mai sunt. Adică consider că mijloacele noastre de acum sunt mult mai bune pentru memorizarea defunctului, trecutului. Nu știu dacă sunt mult mai bune, sunt altele, cu siguranță, și presupun și alte strategii de păstrare a memoriei. S-ar putea ca memoria să se păstreze mai bine pe suporturile actuale. Nu știm dacă asta ne spune ceva mai în adânc despre relația cu defunctul. Trebuie să avem și o oarecare distanță în timp ca să putem vorbi despre lucrurile astea. Totuși, povestea asta cu mutarea morții online e de dată recentă, să spunem de 10, 15, maximum 20 de ani. Avem nevoie de de o perioadă mai îndelungată, în așa fel încât să putem să analizăm exact ce se întâmplă, pentru că avem de mii de ani, nu resturi ale celor care nu mai sunt păstrate într-un fel sau altul ca obiecte, ca artefacte. Acest tip de stocare online e o poveste nouă și încă nu s-a ajuns la niște concluzii foarte clare. Ce cred eu însă este că omul are nevoie să-și păstreze morții, are nevoie să-și amintească, pentru că în momentul în care ne-am îmbolnăvit de Alzheimer la nivel cultural, cu siguranță s-ar întâmpla un fenomen foarte grav care ne-ar pune pe gânduri și ar trebui să ne răsucească cumva. Ar însemna că pierdem foarte mult din ereditatea noastră socială, culturală. Ar trebui să redescoperim la fiecare generație lucrurile pe care generațiile trecute le-au învățat. Și sper din toată inima că nu se poate întâmpla lucrul ăsta. Ce însemna mai precis tot ritualul? De la priveghi, apoi dusul la groapă, pomana, de după aceea. Ce însemnau în acele vremuri? Cum reacționa comunitatea? Cum se pregătea? Ce învăța? Ce înțelegea din aceste povești? Ritualul funerar este, cred, cel mai amplu tip de rit de trecere. De altfel, Arnold van Gennep își începe cartea despre riturile de trecere, vorbim chiar despre ritualurile funerare, pentru că au foarte multe tipuri de practici, de gesturi, de obiceiuri, de tradiții, care diferă, evident, de la o zonă la alta, dar care au un miez comun. Este acea idee că atunci când moare cineva în lumea tradițională, deci într-o comunitate bine sudată, el practic iese și în momentul în care iese din comunitate, cumva comunitatea este într-o perioadă de destrămare, este într-o perioadă haotică. Trebuie îndeplinite corect toate riturile de trecere, în așa fel încât după ieșirea lui din comunitate și alipirea lui la comunitatea morților acelei comunități de vii, comunitatea viilor să poată să-și revină la un normal, la un firesc. De asta și gestul acela aparent banal și pe care l-am putea considera igienic astăzi, de spălarea mâinilor după ce oamenii se întorc de la cimitire. Ei își spală mâinile nu dintr-o rațiune igienică sau nu numai dintr-o rațiune igienică, ci în primul rând pentru a marca cumva o separare a lumilor, morții cu morții și vii cu vii. Iar grupul comunitar trebuie să se refacă în momentul în care dispare unul dintre membrii lui. Sigur, există multe forme de a-l păstra. Există, de pildă, și credința că cine se naște în aceeași zi cu cineva care a murit, preia cumva simbolic ceva din caracteristicile lui. Deci, într-o comunitate, individul nu era niciodată o ființă singulară, solitară. Era un membru al comunității și ieșirea lui afecta întreaga comunitate, după cum intrarea lui afecta întreaga comunitate. Sigur, erau foarte multe tradiții, priveghiul și chiar înainte de priveghi, în momentul în care vorbim despre muribund pe patul de moarte, nu? Oamenii apropiați veneau să-și ceară iertare, el la rândul lui să-și ceară iertare de la ei și le lăsa dispozițiile testamentare, nu? Acea lăsare cu limbă de moarte care avea un
caracter chiar mai puternic decât au astăzi testamentele. Era iarăși o încercare cumva de a-și regla conturile cu lumea de aici ca să poată să se pregătească pentru călătoria în lumea de dincolo. Priveghiul era iar o reunire a întregii comunități în jurul defunctului și o formă de rememorare a ceea ce însemnase el în viața comunitară. Sigur, era și un moment de a-ți lua rămas bun de la el, era și un moment de a-i însoți sufletul în cele 3 zile cât se credea că el încă se află pe pământ, dar era și această încercare de a reface, de a reconsolida sociabilitățile și solidaritățile locale în jurul defunctului. După care, evident, după înmormântare urmau toate acele rituri care să-l ajute pe defunct să se încadreze bine, să călătorească bine către lumea de dincolo și să poată să se agrege corect la lumea cealaltă, dintre care la români, foarte puternică și importantă, era pomana. Asta revine în relatările călătorilor străini care sunt șocați de dorința românilor de a da foarte multe lucruri de pomană, de a face mese fastuoase. Sunt unii care chiar spun că românii sunt în stare să jertfească ultima vacă din gospodărie numai ca să fie convinși că au însoțit cum trebuie sufletul defunctului pe lumea cealaltă. Deci această dorință de a face acte în folosul celui care a murit. De altfel, există și o formă care poate să pară ciudată, forma aceasta de a da de pomană încă din timpul vieții, pomana din timpul vieții. Sunt zone, localități și în România și în spațiile de a românii care oamenii își fac pomană din timpul vieții din mai multe rațiuni. Pe de o parte pentru că poate sunt bătrâni și nu mai au urmași și se gândesc că nu o să mai aibă cine să le facă pomana. Pe de altă parte pentru că vor să vadă cu ochii lor această nevoie a tangibilității, să simți că ai fost prezent acolo, că s-a făcut totul așa cum trebuie, cu ghilimele de rigoare, așa cum au prins, așa cum era rânduială, în așa fel încât să poată să moară liniștiți, împăcați că totul e reglementat cum își doresc. Oamenii bătrâni în lumea tradițională, când începeau să se apropie de bătrânețe, își strângeau toate cele necesare pomenii și se pregăteau în fel și chip, se gândeau chiar și cu ce vor fi îmbrăcați, ce se va da de pomană din lucrurile lor. Cumva era un fel de regizor ai propriei morți, ceea ce astăzi nu prea se mai întâmplă, pentru că astăzi cumva încercăm să nu-i spunem muribundului că e pe moarte, vrem să prelungim cumva ideea de speranță, ideea de gândire pozitivă. Și atunci omul, până în ultimul moment, nu este el cel care decide ce se va întâmpla cu el după ce va muri. Deși sunt și astăzi cărți absolut fantastice despre oameni care au fost conștienți de boala lor, care au scris despre asta, bolnavi de cancer, bolnavi în fază terminală, au scris despre asta și care cumva încercau să spună că de fapt scriu ca să lase o urmă pentru cei de după ei și mai ales pentru familia lor, pentru copiilor care de pildă nu o să-i vadă crescând. Și atunci voiau cumva să rămână alături de ei prin aceste lucruri scrise. Ritualurile erau și leac de frică într-un fel că... Erau și leac de frică, oamenii își mai alungau frica și prin diverse jocuri de priveghi, la priveghi în anumite zone, mai ales în Vrancea, se practicau jocurile cu măști și de multe ori ele aveau chiar caracter licențios. Era și o formă de eliberare, pentru că totuși moartea sperie. În momentul în care îl vezi pe om mort, te gândești inevitabil și la propria moarte și atunci simți nevoia să faci ceva ca să te eliberezi. Se vorbește foarte mult și despre legătura între moarte și sexualitate, despre faptul că oamenii după ce conștientizează foarte puternic moartea, nu știu, simt mai tare nevoia să își manifeste, nu știu, impulsurile sexuale, de pildă în perioadele cu războaie foarte puternice, se simte lucrurile acestea. E un fel de compensare a vieții. Viața trebuie să iasă și ea la suprafață în momentul în care moartea e foarte prezentă. Ce frică! Mereu frică! Frică! Facem... lucruri cu sens din frică sau asta îmi amintește de o pur și simplu pentru a lăsa altora moștenire. Asta îmi amintește de o chestie foarte faină spusă de Woody Allen. El spunea că nu e frică de moarte, doar că nu vrea să fie acolo când o să se întâmple. Cine spune că nu e frică de moarte este fie inconștient, fie trăiește într-o dimensiune, nu știu, pe care nu cred că mulți dintre noi o putem cu adevărat înțelege. Ne e frică de moarte, evident că ne e frică, în primul rând pentru că moartea e un mare necunoscut, e un paradox aici. Deși știm cu siguranță că vom muri și știm asta de foarte devreme, din momentul în care începem să devenim conștienți de ființa noastră, totuși, deși au trecut atâtea mii de ani de când se tot moare, nu știm cu adevărat nimic despre ce se întâmplă dincolo. Sunt tot felul de presupuneri, sunt povestiri ale celor care au fost în moarte clinică, sunt încercări ale religiei sau ale filozofiei de a ne obișnui cu gândul morții, dar nu știm cu adevărat. Moartea e o experiență unică.
Și aici e un lucru straniu pentru noi, fiindcă în viața asta, de regulă, avem experiențe repetate. Iubim de mai multe ori, mâncăm și dormim zilnic, învățăm în diverse perioade ale vieții noastre anumite lucruri. Deci suntem obișnuiți să repetăm experiențele și eventual să încercăm să găsim o variantă mai bună a lor. În privința morții nu prea avem ocazia să o repetăm, sigur. Nu putem îmbunătăți moartea. Nu prea putem să o îmbunătățim, dar în schimb putem să îmbunătățim viața. Ar trebui să ne gândim mai mult la moarte din perspectiva vieții. Adică ar trebui să avem privirea ațintită către final, dar acest final, de fapt, să ne răsucească, să ne reîntoarcă către viață și să ne dea, sigur, ne poate da pe de o parte o atitudine foarte hedonistă, să vrem să trăim din plin viața, să ne bucurăm cât mai mult de ea, că asta e, se sfârșește, sau din potrivă o atitudine mai ascetică, să încercăm cumva să ne pregătim pentru moarte și să ne învățăm lecția din viața asta. Acum depinde și în ce religie ne plasăm, că sunt religii care cred că, de fapt, moartea nu este decât intrarea într-un lung șir de alte și alte vieți, nu? Suntem într-un ciclu de metempsihoze. Acolo lucrurile sunt mai ciudate din punctul meu de vedere, pentru că înseamnă că sunt într-o formă de repetare și atunci moartea nici n-ar trebui să mă sperie atât de mult. Dacă am posibilitatea să repet, înseamnă că data viitoare poate o să învăț mai mult decât în viața aceasta. Însă, pentru creștin, totuși, moartea este un fel de trambulină. E cea care te trece dincolo și în momentul în care te trece dincolo, abia atunci, de fapt, se vede cum ai trăit. Se spune că atunci când mori, îți vezi rapid în fața ochilor un fel de defilare a întregii vieți. Probabil că abia atunci poți să judeci cu adevărat, într-o fracțiune de secundă în care timpul se dilată fantastic, ce a fost bun și ce nu în existența ta, ce a avut sens și rod și ce nu. Și, din păcate, nu mai poți să mai schimbi mersul lucrurilor. Avem mari morți, în același timp. Mari nume, de fapt, sunt. În ce măsură, nu? Știu foarte multe despre moarte cei care scriu despre acest lucru. Avem mari morți, ăsta iarăși și mi-amintește de un lucru fain spus de Jules Renard. El spunea că cei care au scris cel mai bine despre moarte au murit. Da. De fapt, aici dădeam și eu. E adevărat că cei care au scris cel mai bine despre moarte au murit. Mă gândesc acum, de pildă, la un istoric al mentalităților celebru care a început în istorie discuția despre moarte, Philippe Ariès. El a murit. E interesant că atunci când a propus unei edituri din Franța prima lui carte despre moarte, care de fapt în titlu nu conținea cuvântul moarte, era o carte despre istoria populațiilor franceze în fața vieții, începând cu secolul al XVIII-lea, cartea aceasta lui Philippe Ariès a fost respinsă în 48 când a propus-o spre publicare, considerându-se că e un subiect care nu interesează pe nimeni. După care, de prin anii 60, moartea a început să facă vogă în Occident și au apărut foarte multe lucrări de istoria mentalităților despre moarte și cumva lucrurile s-au răsturnat. Ariès chiar spunea așa, ușor amuzat, că ar trebui să iasă și el din conul de umbră și să se alăture vocii tanatologilor, deși el fusese primul care gândise o carte despre moarte. Într-adevăr, avem foarte multe personaje interesante care au scris despre moarte. Mă gândesc, de pildă, la Ianchelevici, la Tratatul lui despre moarte, sau personaje care mai sunt încă în viață, cum este Edgar Morin sau Michel Vauvel. Sunt mulți autori care au scris despre moarte, asta nu mă asigură însă că au înțeles mai mult despre ce înseamnă moartea. Mai degrabă au înțeles ceva referitor la faptul, la felul în care se trăiește moartea în interiorul unei comunități. Am înțeles ceva despre rituri de trecere sau despre atitudini, practici, gesturi, comportamente, sensibilități. Deci cumva despre tot ceea ce înconjoară fenomenul morții. Nu știu dacă au înțeles chiar fenomenul morții, pentru că, repet, e o experiență cumva unică și irepetabilă. Nu ai cum să o înțelegi decât trăind-o. Și aici iarăși mă întorc la Ianchelevici, care spune foarte clar că moartea și conștiința sunt ca fazele unui comutator. În momentul în care eu mă gândesc la moarte, sunt încă viu. În momentul în care am murit, nu mai mă pot gândi la ea sau nu mai pot vorbi despre ea. Deci, cumva, sunt în această situație paradoxală în care vreau să cunosc moartea, dar n-aș putea o cunoaște decât eventual omorându-mă. Asta mi-amintește de doctorul Nicolae Minovici, care făcea tot felul de experimente, încerca să se spânzure ca să vadă ce simt oamenii care aleg această formă de suicid și, nu știu, a încercat de vreo 17 ori, sigur, nu voia să finalizeze, voia doar să înțeleagă care sunt stările fiziologice și psihice prin care trece un astfel de personaj. Da, nu avem cum să o trăim și e frustrant cumva că nu avem cum să o trăim, pentru că probabil că dacă am trăit, am înțelege mai bine și cum să ne trăim viața. Cum ți se pare că noi am trăit
momentul colectiv, care într-adevăr a fost o tragedie. În ce măsură am trecut? În ce măsură ritualurile s-au păstrat? În ce măsură am privit către această tragedie suficient de învățați? Cred că n-am trecut bine și dovada faptului că n-am trecut bine a fost faptul că n-am acționat ca o comunitate. Chiar dacă aparent, dacă ne uităm ce s-a întâmplat în zilele de imediat de după colectiv și aveam senzația că mulți oameni se agită să facă lucruri pentru familiile celor dispăruți sau pentru victime, totuși numărul acelor persoane este un număr foarte mic raportat la populația României, de pildă. Ce s-a întâmplat după colectiv a fost mai degrabă o scindare a societății. Au fost unii care au spus, da, asta e, și-au meritat soarta pentru că au mers să asculte muzică de nu știu ce fel. Au fost alții care, în fine, au încercat să caute țapii spășitori de ce s-a întâmplat tragedia din colectiv. Au fost, sigur, familiile absolut disperate ale celor rămași, poate, cu handicap pe viață, sau ale celor morți, dar nu am acționat deloc ca o comunitate și cred că lucrul ăsta se simte până astăzi. Rămâne ca un soi de rană deschisă, pentru că noi nu am închis corect această poveste, nu am înțeles, nu ne-am asumat până la capăt ceea ce s-a întâmplat. În povestea asta colectiv trebuia să fie și o vină colectivă până la un punct, trebuia să fie și o responsabilitate colectivă, trebuia să fie o asumare colectivă. Ori nu a fost decât o bucățelire a societății și mai puternică, sigur s-a profitat și la nivel politic de situația asta. Și se vede astăzi, la 2 ani distanță, discursurile sunt destul de asemănătoare. Cele mai puternice și mai cutremurătoare sunt discursurile celor care au supraviețuit, dar și acolo sunt foarte multe diferențe. Sunt unii care nu mai vor să-și mai amintească, vor să șteargă cumva din memorie acele zile pentru că i-au traumatizat foarte mult. Sunt alții care vor să vorbească constant despre ceea ce s-a întâmplat, despre suferința prin care au trecut, pentru că își imaginează că în felul acesta, nu știu, onorează memoria celor care nu mai sunt sau încearcă să facă ceva ca să nu se mai întâmple vreodată o astfel de tragedie. Sunt apoi cei care își doresc, sunt justițiari, cei care vor să se ajungă la o anumită dreptate. Iar suntem scindați. Cred că nu am putut nici să iertăm până la capăt, nici să încercăm să înțelegem, nici să ne doară până la capăt pentru ce s-a întâmplat. Comunitățile tradiționale ar fi reacționat altfel, oare? Măcar la tradiționale, nivel, măcar la nivel cele formal. Din trecut, trecutul ar fi măcar la nivel găsit formal comunități ar fi reacționat altfel, pentru că nu știm exact, de fapt, noi nu putem povesti despre ce se întâmpla în comunitățile tradiționale decât pe baza gesturilor vizibile, a practicilor vizibile. Noi nu știm ce era cu adevărat în interiorul oamenilor, nu știm care erau emoțiile lor, cum se raportau ei la fenomen. Dar practicile colective arătau un soi de solidaritate mult mai puternic decât astăzi. Părea că tot satul e prezent acolo, indiferent de atitudinea pe care o avuseseră în timpul vieții față de defunct. Părea că se strâng în jurul familiei îndurerate în așa fel încât să-i ofere un soi de confort. Deci, era un alt sentiment măcar la nivelul practicilor exterioare. Acum nici măcar practicile exterioare nu ne-au arătat această solidaritate, iar discursurile cu atât mai puțin. Mi-am adus aminte de Zorba și de momentul morții. Cam așa ai descris lucrurile. Moartea Bubulinei, așa s-a petrecut, într-o forfotă în care toată lumea a venit să ciugulească câte ceva și au lăsat-o absolut singură. Absolut singură. Da, pe de altă parte, Zorba are o gândire cumva individualistă, pentru că Zorba însuși spune la un moment dat în romanul lui Kazantzakis: în momentul în care o să moară Zorba, ce mă interesează pe mine ce se mai întâmplă după aia în lume? Pentru că atunci când moare Zorba, moare întreaga lume zorbească. Deci, eu-ul meu, tot ceea ce am adunat, tot ceea ce am fost ca entitate, dispare. Ce mai mă interesează pe mine cum o să arate lumea după? Nu e o gândire comunitară, tradițională. Și cu toată asta are grijă de Bobulina. Da. E singur din comunitate. Da. E un anumit tip de emoție acolo pe care îl trăiește personajul și care se răsfrânge, da, în gesturile lui. Cât de pregătită ești pentru moarte?
Da, m-au întrebat de multe ori studenții mei dacă faptul că scriu de atâta timp despre acest subiect, dacă faptul că merg în cercetări de teren pe urmele reprezentărilor iconografice ale morții, mă face să fiu mai senină în fața sfârșitului. Și răspunsul este categoric nu. Repet, e o distanță mare între ceea ce știm și ceea ce trăim. E foarte greu să transformăm știința în ființă. Știm, înțelegem, și oricum și înțelegerea aceasta este limitată, vedem anumite lucruri, încercăm să ni le reprezentăm și totuși moartea rămâne o imagine. Moartea e o imagine, nu este chiar o realitate. Până în momentul în care o să o trăiesc, nu pot să vorbesc decât despre imaginea morții. Pot să asist la înmormântări, pot să văd reprezentări iconografice ale morții și să scriu despre ele, pot să citesc despre ritualuri funerare din întreaga lume, dar asta nu mă face să fiu mai aproape de propria moarte. Poate că mai aproape de propria moarte mă face să fiu timpul prin care trec. Fiecare zi care se adună e de fapt un soi de clopoțel care sună undeva, vezi că ești cu un pas mai aproape de momentul care acela. Sunt cele mai, era să spun favorite, nu sună, freșcele, ai văzut multe freșce, reprezentări mai precis, care ți se par cele mai, cele care te-au impresionat, care ți-au pus probleme, care au fost altfel, anapoda, poftim. Depinde din ce spațiu cultural. Dacă mă gândesc la lumea occidentală, sigur sunt absolut impresionante scenele cu dansurile macabre, pentru că sunt o defilare de personaje, te șochează și prin dimensiunea cantitativă. Vezi acolo, practic, o întreagă societate care este supusă fenomenului morții și fiecare categorie socială intră în această horă a sfârșitului, volens nolens, și trebuie să se supună imperativului morții. Dacă m-aș gândi la spațiul românesc, cred că mă impresionează foarte mult dimensiunea populară a imaginilor morții. Sunt imagini care nu fac parte din marea artă. De altfel, bisericile unde au fost pictate sunt biserici care aparțin unui patrimoniu pe care eu îl numesc secund. Nu e patrimoniul acela care se intereseze în prim plan pe istoricii de artă. Nu sunt nici biserici domnești, nici biserici boierești. De regulă sunt biserici titorite de vătaf de plai sau de, chiar de obști sătești, biserici ridicate undeva între 1750 și 1850 și care sunt pictate de zugravi destul de naivi. Și modul lor de a-și reprezenta moartea este undeva între tragic și comic. Exact cum e în mentalitatea românească. Suntem cam bazmele românești care conțin imaginea morții. Deci e un fel de raportare la moarte care nici să nu te sperie până la capăt, nici să nu-ți stârnească hohote de râs, cumva să o accepți așa, mai că vrei, mai că nu vrei, sau să încerci să o trimiți către altcineva. România au povestea asta, nu? Avem foarte multe reprezentări cu bătrân și moartea, în care finalul este acesta. Ți-ai chemat moartea, dar în momentul în care ea apare, de fapt încerci să o redirecționezi către un alt personaj. Să moară și capra vecinului, sau mai bine să moară chiar vecinul, nu, decât să mor eu. N-aș ști acum să aleg o frescă anume, aș spune însă că îmi plac foarte mult reprezentările din Argeș și din Vâlcea. Sunt și zonele în care am colindat cel mai mult. Și au multe biserici care păstrează reprezentări ale morții și îmi place foarte mult și sentimentul de comunitate de cercetători care le-a văzut, pentru că în momentul în care am plecat pe teren, am plecat după ce am citit anumite bibliografii și am văzut biserici pe care le-au văzut în anii 30 Maria Golescu și Victor Brătulescu, în anii 70 Radu Crețeanu, Andrei Paleolog și așa mai departe. Și e un fel de un fel de privire palimpsest. Mă uit la ce a mai rămas, pe urmele a ceea ce au scris ei, pe urmele a ceea ce descoper eu astăzi. De multe ori imaginile sunt refăcute și nu mai seamănă cu fotografiile pe care le dădeau ei. E un fel de joc continuu cu moartea. Moartea se schimbă în iconografie, nu mai e aceeași, pentru că nici privirea cu care o privim noi astăzi nu mai e aceeași. În studiile interberice sau chiar în studiile în anii 80, cercetătorii vorbeau despre faptul că sunt uimiți mereu când întâlnesc o biserică care are reprezentarea morții, în legătură cu faptul că oamenii din satul respectiv își imaginează că este singura biserică cu moarte și chiar așa o numesc, biserica cu moarte, și sunt foarte mândri că sunt singurii din țara asta care au o biserică cu moartea. Dar asta de fapt ne vorbește despre cât de închise erau comunitățile, despre cât de puțin circulau ei între zone ca să vadă și alte biserici. Astăzi nu mai întâlnim această percepție, dimpotrivă, azi întâlnim mai degrabă un sentiment de... În multe sate am găsit această dorință de a șterge imaginea morții pentru că e urâtă, pentru că nu se mai deslușește foarte clar, pentru că e un personaj care nu are ce să caute acolo. Dar de ce e cu coasa?
De ce e cu coasa? E tot o reprezentare populară, de fapt. E o reprezentare populară, pentru că avem această idee, nu? Că moartea ne cosește, așa cum vedem în natură, nu? E o reîntoarcere către ceea ce facem noi în cadrul muncilor agricole, nu? Așa cum omul cosește, viața omului, până la urmă, spune și psalmistul, nu? Este ca floarea câmpului. Floarea câmpului, la un moment dat, este cosită. Deci această reprezentare e foarte ușor de înțeles dacă ne referim la mentalitatea populară, nu? Și nu e numai cu coasa, mai sunt și alte instrumente de multe ori, dar instrumente tot dintr-un fel de instrumentar popular. Avem seceră, putem să avem pe lângă coasă și seceră, greblă, să te mai și strângă, cuțit, topor, tot felul de instrumente cu care omul era obișnuit pentru că trăia în viața de zi cu zi, în proximitatea lor. În Occident apar și variante mai sofisticate. Moartea poate să poarte pe creștet o nisiparniță. Avem și noi miniaturile lui Picu Pătruț, de pildă. Dar la noi nu prea erau astfel de obiecte, cât țărani aveau în casă o clepsidră. Nu aveau. Deci nu și-o puteau reprezenta, în timp ce coasa avea toată lumea. Deci era firesc, erau lucruri pe care le întâlneau în viața de zi cu zi și de multe ori posturile morții chiar amintesc de posturile cosașului când se întoarce seara acasă. Moartea e reprezentată din profil, în mers și cu coasa în spinare. Deci chiar o reluare a unei imagini din viața de zi cu zi. Și în sfârșit, Halloween-ul. Da, Halloween-ul. Ce să zic, avem multe sărbători de import. Nu este printre preferatele mele. De altfel, nu prea îmi plac sărbătorile de import. Da, economia a ajutat mult la implementarea acestor sărbători occidentale. Marketingul a întrecut credința. A ajutat. Și, mă rog, probabil că s-a grefat și pe nevoia românilor de a se apropia de ceea ce se întâmplă în Occident. Trăind mereu cu sentimentul acesta al unei defazări, avem mereu complexul că trebuie să-i ajungem din urmă, că trebuie să fim ca ei, că trebuie să avem lucrurile pe care le au ei. Asta s-a reflectat sub foarte multe forme în societatea românească. Am adus tot felul de produse, numai pentru că existau în Occident și nu erau neapărat de cea mai bună calitate. Am importat forme de gândire sau de acțiune și iată, am importat și sărbători. Nu cred în rezistența acestor sărbători pe teritoriul românesc. Cred că e o fază care o să țină probabil 50, 60, 70 de ani, dar asta la nivelul istoriei înseamnă foarte puțin și cred că o să ne treacă. Nu are rădăcini foarte adânci în ceea ce suntem.